vrei să transmiți. Da, exact. De exemplu, prin piesa pe care ne-a cântat-o Emily Strati în etapa precedentă, ne-a transmis un mesaj înălțător. De fapt, mesajul a și coincis cu dorința ei. Vreau să cânt mereu. Voi cânta. Emily, ia spune, tu chiar cânti mereu sau te mai oprești să mănânci, să dormi, să te pregătești de ore? Păi, desigur că mai mănânc, mai dorm, însă când îmi fac temele, cânt. Mai ai vreo dorință despre care încă n-ai cântat? Nu, deci am cântat despre toate dorințele mele. Pentru că muzica, într-adevăr, este viața mea. Muzica este ceea ce simt eu și muzica trăiește în mine. Emily, eu fiind o prietenă bună de-a ta, știu că ești fana Justin Bieber, a lui Justin Bieber, e adevărat? Este adevărat. Și care e piesa ta preferată din repertoriul lui? Deci, piesa mea preferată este As Long As You Love Me. Fredonează, te rog. Bine, desigur v-aș fredona acum, dar mie îmi place foarte mult o piesă care este în limba maternă, adică în limba română, și e mai aproape sufletului meu și o să fredonez acum pentru că o să-mi iasă mai bine, nu? Hai! Pentru ea la putna clopot bate, pentru ea mi-e teamă nepăcate, mulțumim. Să trebuie și mă gândesc, ce are emisiunea asta noastră cu rock-ul? De unde am luat noi atâta rock în... Păi da, e o tematică foarte interesantă și variată. În scena asta va fi din nou I Love Rockin'. His name.